De mult n-am cucerit dealul, dealurile de la Palmela și probabil niciodată n-am făcut-o singur. Acum am venit iară cu bicicleta surorii sau acumnatului și am luat dealurile la pedalat. De data asta am și camera de bord. Mulțumesc lui Constantin Veșcă, parcă-l cheamă, din America, care mi-a făcut pomane. Ia uitați-vă cum ridic dealul ăsta, de 35-40 de grade, cu viteza minimă, cu bicicletă, dar dacă bicicleta e de îngoasă, gândit pentru așa ceva, ia caput. În afară e călduț, vreo 10 grade. Schimbăm viteza și ne pregătim de deal mai mic, credeam că e vale deja. Sunt periculoase drumurile astea de pietre și cu nisip sunt foarte lunecoase, dar tot mai bune decât glori. Nu-i așa? Aici mă tind că e Parcul Național Arabida, rezervație naturală. Mă gândesc să iau cărări de bicicliști, dar nu le văd. Pini, brazi, ce mai văd pe aici, eucalipt, na, cam portocale. De aici încă nu se vede oceanul, marea, dar în stânga deja văd Lisabona, în dreapta acolo o să se vadă Setuba. Deocamdată aici jos avem flori de primăvară. Normal că e ianuarie deja. Am coborât, dar n-ar trebui să cobor. Op. E greu de pornit la deal. Din mijloc pante. Mai ales că dealul e mare. Am vrut să fac și poze. Ia câte. Și pățesc. Deja am transpirat ca să ajung ud acasă. Aici primul cactus, cum să nu mă opresc, dacă vin din Balcani, unde avem numai înghiveci cactus. Ori mai am dealuri, ori. Când o să ajung acasă, Strava să-mi spună cât munte am urcat. Ieri în 15-14 km, sau alaltă ieri, am urcat numai vreo 250 de metri. Mi-mi pare că așa e de mare deal. Numai că la București mai mult de 70 de metri n-apuc să urc. Oho. Greu de urcat dealul când îți fuge frundișul de sub picioare. Am coborât din acest motiv prozaic. Dar și respirația deja încedează. Vin de la pedalat pe câmpie. Diferență mare. Și acum coborând ca să urcăm al deal. Oh. Hai. Atent. Că lunec. Cap și să rup haina de pe mine. Oh, iar lunec. Iar e mare deal.
Viața de biciclist. La vale e vesel, la deal e trist. Sau la fel de vesel și chiar cu comentarii. Pin secular. Și te strâng pinul cu anurile și de acolo extrag sâmburi și din strâmburi se extrag miezul care se vinde tare scump. Dar cine să-l cumpere? Că moldovenii mănâncă numai banane exotice. Cred că aici e un sâmbur, da. E de con, e de un fel de stăjerel mețitel. Tufile astea de pe stânga fac ghenz ca stejarul. Dar frunzele parcă sunt de conifer. Sau nu, asta e altul. Ei, frunzele parcă sunt de stejar. Mă, s-a scuțit și-i veșnic viu. O fi vreun văr drept de-a stejar. Ia ca dealul. După care urmează altul. Probabil. Să vedem. Să-ți vă povestim. Eu și camera. Stau în șa, greutatea apasă și roata ține, dar e greu de pedalat. Mă ridic în picioare, greutatea se mută în față și roata din spate lunică. Asta e. Cândva aici trăie lume. Să era vreo moară și ea. M-am oprit. Pentru că am găsit o sticlă de bere locală, autohtonă, aruncată cel mai probabil de niște turiști din est, irresponsabil. Aici văd că e traseu turistic. Am văzut semnul cel la rombu. Eu spun că asta înseamnă. Am cules sticla, poate găsesc vreun tomberon sau... Arunc, pe ferată, iată-s două trasee pe aici, două semne pe stâlp. Pe ferată, îl găsesc că o genă de gunoi reciclabil. Palmieri, tini. Avem și noi, da. În ghiveci, în seră. Sau din plastic. Am văzut cât se mai poartă. Pornesc în drumeție, iar trebuie să se gândească. Sticla goală e mai ușor de dus decât sticla plină. Dacă nu găsești tomberon, ia-o cu tine până în localitate. Nu lăsa în natură, că ar putea să-ți dăuneze tot ție la următoarea vizită sau rudelor, prietenilor tăi. S-ar putea să regreți. Dacă nu, probabil dăunează mediului, animalelor, păsărilor.
tare rău. Sau nu vă pasă deloc de natură, credeți că sunteți în afara, deasupra naturii. Cel mai probabil greșiți. Iată și primii bicicliști. Vin în direcție invers. După deal ar trebui să vadă Setúbal, dar e prea mare dealul și orașul e în doare cu malul meu. Hello. Dacă vă părea că ei strigă de la căluț, greșiți, ei strigau bon dia, adică bună ziua. Păi dacă să nu întindă vorba și să întrebe altceva în portugheză, eu le zic în inghiliș. Eventual mai pot apela la franceza mea, italiană, și altfel, în portugheză, nu-mi fală. Opa, dar aici e drum periculos și eu frânez doar cu o mână. Cu altă mână țin sticla. Trebuie să o bag într-un buzunar. În pantaloni cumva. Să frânez cu amândouă mâinile sau să cobor. Că altfel la muș. Fac accidentul. Și nu știu care parte sunt eu, pe dreapta, pe stânga. Voi și recomandați. E, nu. Nu s-o obișnuit eu pe așa. Teren. Și cu așa înclinat. Frate, ce mai fuge spatele. Hai că a scăpat. Da, nu, și-am de urcat iar dealul. Pe la mamă lor de trasee. Turistico-biciclistice. Înapoi am să vin pe... pe asfalt, probabil. Acum o iau pe terasă, așa că... mai puțin deal de urcat. Și poate fi la fel de spectaculos. De șerpuit. Urcăm sau... rămânem jos, rămânem. Merge peste noi o linie de tensiune înaltă. N-am fost sigur și am oprit. Poate ia să nu ajung pedalele. Dacă n-am exercițiu pedalat pe aici sau o fac prea rar. Mete bine, în genere nu prea am făcut decât am urcat arabe, dar ostia muntele de pe dreapta. Astea nu știu dacă se cheamă cumva dealurile astea, dar știu că în capăt e orașul și cetatea Palmela. În care n-am fost mai dingă niciodată. Decât așa, cu bicicleta pe lucrează dealul și înapoi. Am o poate scobor în oraș. Iar la prima volta. Interesant cum se reacționează aici dacă văd un biciclist în cale. Trebuie să ne oprim amândoi. Amândouă. Băi, dar pe aici cam cobor. Din cât îl văd eu.
Mi-e leagă. Asta e. N-am vrut să urc, am coborât. Ei, sigur n-am mai mers niciodată. Și îmi plac drumurile noi. Ia uite, ești podeț pentru noi, podeț. Bun dia. Obrigada. Hai înapoi. Trebuie să mai descurc fără hărți. Dacă mergeam pe sus, aș fi ajuns la morile cele de vânt să vi le arăt. Poate că am să mă întorc pe acolo. Dacă nu, pun la final link spre vizitele trecute, cu Costea când am fost sau cu Ghena. Cu Ghena mai tine că m-am pornit și n-am mai ajuns. Da, acum ia că am ocazia să vă arăt cum las sticla la gunoi, la tomberon sau la ghena de gunoi. Mulțumesc primăriei, probabil din Setuba sau administrația locală regională, care au pus măcar pe alocuri astfel de recipiente, de lăzi de gunoi. A părut interesant unghiul ăsta cu piersici înfloriți, lăzi de gunoi, cutii poștală, corespondență nesolicitată, cel mai probabil cu reclamă electorală sau comercială, și castelul, cetatea fundal. Duminică o să fie alegeri aici. PPD, PSD, ăștia mai tind că conduc Portugalia azi. Socialiștii slăptiri. Iar urc dealul. De data asta dealul cetății. Aici nu mai lunec așa. Casa de pe colț. Se vine. O iau pe drum mai puțin abrupt. Cărămizi portocalii. Așa fără portocalii. Am mai fost prin Palmela sau nu mi-amintesc. Setuba, Lisabona. De aici. Casa abandonată.
chiar în centru pe deal. Lacătă. Vrea folosit. Amuș. O să mă duc în port. Și o să te las. Să păzești bicicleta. M-am oprit la desene tridimensionale. Mi-am furat ochiul și m-am gândit să vă impresionez și pe voi. Palmela. Largo de paso da formiga. Uf. Asta e cu numeri de TV. Peisaj cu vedere la cetate. Și bicicletă parcată fără protecție. Oamenii au încredere. Nu o să le ofure nimeni. Dar cineva au trecut cu cânele mai devreme și l-au lăsat să facă treaba mare în drum. Blocul de stânga, dar e ciudat că din blocul de stânga nu faci parte și Partidul Comunist. Ei iau coaliția lor permanentă cu verzi. Să vedem forța decisivă ce voturi o să ia duminică. Eu mă duc la cetate că n-am drept de vot aici. Castelul e la dreapta, da? Hai la dreapta. Câte resurse de ale portughezilor de rând sau de ale popoarelor asuprite, ocupate s-au băgat în astfel de castele și cetăți. Bine, da. Trebuie să se protejeze. Că altfel, de câteva ori au fost ocupați de arabi, popoare migratoare, sau de vecini spanioli, mai tind. Asta e. Așa a fost istoria. Putem să o judecăm, dar nu mai putem schimba. Numai să încercăm să nu repetăm în părțile ei violente, sângeroase. Încercăm să rezolvăm acum pe cale pașnică, inteligentă, conflictele. Să intru. Pentru că peisaj de afară am mai văzut ce-am să mai vede. Ia de să văd. Castelul de Palmela. Oho! De pe timpul Ștefan cel Mare. E început și terminat prin secolul XIX. Ok. Văd primul semn dedicat nouă bicicliștilor, din câte îmi dau seama, ne recomandă să coborâm din șa ca să nu distrugem gazonul. Dar bine că ne-au făcut drum de acces alternativ, că dincolo erau de astea, trepte, ruine medievale.
căzut cheie de la lacăt. Nu bun. Piața Armelor. Aici am și toalet. Muzeu oraș. Bun. De usturoi. Și iată de aici se vede și se tubă. Îl vedeam eu uneori și cu coada ochiului din dealuri. Chiar și luciul oceanului. Dar nu mă mai opream să vi-l arăt. Că eram la deal, eram ocupat. Dar aici numai bine. Se vede și palmela. Ha, și morile de vânt din vale. Morile de altă dată, acum de amăs conservate ca monument. Trenul de la Lisabona merge spre Setúbal. Acum se văd pe unde cobor. O să trebuie să găsesc un drum. Probabil să merg pe la Setúbal și mă întorc pe acolo, pe malul mării, la Azeitău. Pe inscripție de aici zice că cetatea inițială era din preistorie, din secolele 9-10, primele reparații. Zidurile astea sunt vechi, răstrăvechi. Cu vedere spre Lisabona, spre râul Tejo. Înseamnă că numai biserica aceea era de pe timpul lui Ștefan cel Mare. Într-un cuvânt, vechituri. Dacă au avut cap și le-au păstrat, au ce arăta la urmași, la străini. Noi dacă am făcut din paie sau am distrus, acum le arătăm codricul, stejarul lui Ștefan cel Mare. Am avut o leac de apă, iau o leacă la pompă și mă duc mai departe. Cât poate stau la boierie, la cetate, la castel. Cu drumul, nu? Sau cum era vorba? Haidea! Am speriat un graur. Probabil și pe aici, pe acolo, tot aici. Thank you.
deschis. Mă, te găsesc vreo carare de biciclet. Închisus. Deci cetate se vedea ceva, da. Probabil nu de aici. Mai calm. Și cum ara se reabilitează. Trebuie reabilitată până în 10 decembrie. Narcise înflorite. Cam mărunt. Ca în ianuarie. Cactus. Place mai asta parcă e cătine de la noi. Băi, dar ce la mori nu spot o moină. Nu spot intrat la moară. Nu spot din. Ok. Pe aici parcă am văzut drum. Copaci de măslin. Aici e descriere. Ia-o ca acum. Sigur s-o gândit și la noi. Bicicletele. De pe care parte am și dreapta stângă. Dreapta pare mai des vizitată. Oho. Nu știu. Nu îndrăznesc. Că o să cad. Dacă n-am exercițiu, am coborât și o duc de cornele. Că nu-i fi mai sigur. Pe aici probabil nici de urcat, nici de coborât. Cu bicla nu e ușor. S-o fi gândit la pietoni. A mers pe jos. Probabil. Cărărușa. Ar trebui cam și bocanci de munte aici. Poate, dar și mie o scad până în aloe aici, până în cactus. Oho, prag, coborâmuș. Este. Aici pot să se încalic. Atât a fost. Iar-i prag. Și iar nu-i de pedalat. S-aude clopotele la biserică.
și eu îmi scot masca că nu mai pot. Chiar dacă e de coborât, dar trebuie efort. Setúbal și Oceanul Atlantic. Aici pot să încalic, dar nu îndrăznesc. Era scada acum. Prea înclinat. M-am dat iar jos. Că mă tem să nu mă calicesc aici. Nu mă pot recupera. Nimeni. Era iar scade. Că aici trebuie să te dai cu fundul înapoi să faci echilibru, dar dacă n-ai reușit, te duci în cap. Aleu, aici e sigur scobor. Sau... Cobor. Mai bine. Am și ies la drumul mare. Și mai pedala. De aici decât mă răstogolesc, mai bine mă cotilesc. Cum se zice la noi? Da, pepe. Săraca biță. De când nu mai văzut drum. Și ăsta hopros îi pare bun. Velut roșu, nisip și piatră de râu șlefuit. Aproape că ai ieșit la asfalt. Și camera nu-i fixat bine și iar se dă pe spate, săraca. De atâta hurducătură. Hei! Am ajuns, săraca. La cactus. Bun. Intrăm în localitate și ar trebui să-mi pun iar mască.
top. Încoace e vale. Înseamnă că duce spre port. Verde.